2-0 goluri Pătrașcu și Fatai în campionatul trecut, un meci disputat la Târgu Jiu. A fost 2-0 pentru Astra Ploiești. Unul de acolo a început practic declinul gorjenilor, care aveau să ajungă să retrogradeze, de fapt. Cunoașteți motivele pentru care Pandurii au rămas totuși în Liga 1. Un component al liniei defensive a fost deja avertizat. Fatai, preluare foarte bună, Duarte, un șut pe lângă poarta lui Pedro Mingote. Este foarte eficientă. Guzman în doi. În duel cu Pintili, trece în viteză pe lângă jucătorul Pandurilor, intră în careu, Miranda! A lăsat de dorit. Seto, o diagonală pe partea dreaptă în direcția de atac a ploieștenilor. Strătilă, preluare bună, îl are în față pe Grecu. Centrarea lui Strătilă, a fost un șut. Băcilă trimite în interiorul careului, Rea Vranieș. Respinge Fatai în picioarele lui Dan Nistor. Recuperează Strohmeier, preluare bună, 18 metri, bără! Da, Nistor, faza nu s-a încheiat, Nistor, un dribling, vine din spate, Vranie, șut slab al bosniacului. Așa se joacă fotbal, un șut al slovenului Strohmeier, Cătălin Grigore salvat de bara laterală. O pasă lungă expediată de Ionuț Rada pentru Lemnaru, cel care abia acum a intrat în posesia balonului. Forțează un dribling în fața lui Junior Moraes și reușește să treacă de fotbalistul Astrei. Vine centrarea, Dan Nistor, Pintili! Blochează în ultima instanță Ovidiu Mihalache. În timp ce Hidișan este în urmă cu pregătirea, de partea opusă Tibor Selime și nu poate conta pe Goian și pe Alexandru Stan, suspendat. Gazeta Sporturilor de mâine, singurul ziar de sport ce apare și duminica. Chehin de Fatai intră în careu. O pasă bună pentru Miranda, întârzie șutul argentinianul, preferă o pasă înapoi, vine din spate Junior Moraes. Nu. Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla până la final, să nu ne grăbim. Urmărim acum un atac al ploieștenilor în doie de la 22 de metri, trimite pe lângă poarta. Pintili pentru Gabi Matei. Lemnaru, preluare. Mai ales atunci când vorbim de centrări în preajma careului de 6 metri. Ajunsă totuși de Iaca Strohmeier. Centrează slovenul pentru Băcilă. Să nu uităm că în ultimele două etape Pandurii au marcat de 6 ori. Dar ploieștenilor practic nu ai ce să le reproșez, un joc excelent făcut în deplasare. Mihalache trimite în careu, Miranda cred că a fost centrează bine Voiculeț, Rea Lemnaru dintr-o poziție foarte bună, da? Greu, greu de învins și la meciurile din deplasare, nu numai acasă. Încearcă să mă contrazic echipa lui Petre Grigoraș, Voiculeț, foarte bine a driblat acolo Voiculeț, gol! Și m-a contrazis din plin Claudiu Voiculeț în acest minut, 84, 1-0 pentru Pandurii în fața Astrei, poate aduce fantezie în jocul echipei sale. Iată faza din care s-a înscris unicul gol de până acum. Claudiu Voiculeț îl driblează pe Rade Coprișal, cel care a fost convins că mijlocașul Pandurilor va șuta în acea fază, iar Cătălin Grigore a trebuit să se recunoască învins. S-au salvat în proporție de 90% de la retrogradare, dacă ar fi să ne luăm după declarația făcută la conferința de presă de antrenorul Petre Grigoraș. 4 victorii și o remiză în ultimele 5 meciuri pentru Pandurii Târgu Jiu.